Urmează să citesc un pasaj scurt din Scriptură. O să citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. De la versetul 30 până la 34. Fapte 17 cu 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă incontestabilă, netăgăduită, prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Dragii mei, vă invit să vă reocupați locurile. Suntem recunoscători Domnului pentru călăuzirea pe care a dat-o muzicienilor bisericii noastre să organizeze programul muzical atât de frumos, înălțător, să-L primească Dumnezeu și dincolo de programul muzical să se uite în inimile noastre care îl adoră și se închină înaintea Domnului. Suntem foarte bucuroși că sunteți aici. Știm că și dumneavoastră în suflet, ca și noi, purtați respect, adorare și închinare pentru Dumnezeu, pentru că ne-a creat. Sunt oameni care nu văd în lumea asta, sunt oameni care nu au mâini sau picioare, sunt oameni care au trecut prin accidente sau nenorociri grozave, dar pe noi Dumnezeu ne-a binecuvântat. Chiar dacă are o notă de comercializare faptul că îl iubim pe Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat, adevărul este că, în esență, nu îl iubim pe Dumnezeu că ne-a binecuvântat, ci îl iubim pentru că este Dumnezeu. Noi suntem niște creaturi pe care El le-a făcut cu mâna. Noi suntem făcuți de Dumnezeu. Și datoria noastră este să ne închinăm constructorului nostru, stăpânului nostru, Dumnezeului nostru și să ne așezăm în mod voluntar, conștient și personal, sub autoritatea Sa. Aceasta e menirea noastră pe pământ. În intenția aceasta avem foarte multe piedici, dar le vom da la o parte cum le-a dat El. Când a stat să moară pe cruce, a dat la o parte o piedică spunând, Tată, e posibil să nu mă duc? Și n-a fost posibil. Și s-a dus. La fel și noi avem multe piedici și ne întrebăm, e posibil să nu facem? Nu, nu e posibil. Trebuie să faceți. Trebuie să faceți. În seara aceasta am citit acest pasaj ca să pun în evidență subiectul învierii și pe care, asemenea fratelui păstor David Măgduz de dimineață și eu în seara asta, o să-l tratez dintr-o anumită perspectivă. Este o oarecare dificultate în fiecare an să vorbești despre înviere, dar să spui lucruri diferite. Și atunci când anii se fac mulți și fiind în aceeași biserică, îți este groază ca nu cumva să te repezi și să spui aceleași lucruri fără ca să spui bisericii ceva proaspăt. Ceva ce merită biserica lui Dumnezeu. Probabil că orice predicator are lupta asta a sufletului. Nu vrem să spunem lucruri noi pentru ca să vă impresionăm și nici pentru că ne e jenă să ne repetăm, ci socotim că trebuie să slujim biserica cu responsabilitate, că aceasta este chemarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Aș vrea să predic despre importanța învierii. Subiectul este relativ general și sub acest titlu pot fi spuse multe lucruri. Am ales câteva dintre ele. Încep prin a spune din nou și din nou faptul că
învierea supranaturală, inexplicabilă, miraculoasă a Mântuitorului Iisus Hristos este, dacă îmi permite să fac o greșeală de exprimare, cel mai miraculos, cel mai supranatural eveniment care s-a petrecut pe fața Pământului. Întrece întruparea și pe toate celelalte. Învierea Domnului Iisus Hristos ne dă o altă perspectivă asupra vieții, dar și asupra morții. Asupra vieții, asupra morții și asupra eternității. Creștinismul anunță restaurarea împărăției lui Dumnezeu atunci când vorbește despre împărăția cerurilor, despre învierea Domnului Iisus Hristos. Învierea Domnului Iisus Hristos de acum 2000 de ani este prototipul învierii celor credincioși la sfârșitul timpului, când va suna trompeta lui Dumnezeu ca un semn auzibil, ca un sunet auzibil, că a venit timpul. Acum nu a venit încă, trebuie să mai facem ce ne-a spus Stăpânul să facem. Dar nu mai e mult. Eu nu știu cât mai e, dar nu mai e mult. Care este importanța învierii? Noi oamenii punem întrebări ca și cum am ști să răspundem la ele. Dar sigur că trebuie să punem întrebări. Chiar dacă felul în care răspundem e la nivelul nostru de muritori. În primul rând, învierea confirmă existența lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți, dezlegându-i legăturile morții, ce figură de stil frumoasă, ca și cum moartea înseamnă să legi pe cineva cu niște legături și acum altcineva l-a dezlegat. Ce frumoasă metafora asta! Pentru că nu era cu putință să fie ținut în mormânt Iisus. El nu era un om ca să se subordoneze morții. Bunica mea care m-a crescut, de mult este în mormânt și nu o să iasă de acolo decât la înviere. Dar Hristos după 3 zile a sfidat moartea. S-a ridicat din mormânt ca și cum s-ar fi trezit din somn. Cât de mare ar trebui să fie puterea lui Dumnezeu ca să se întâmple lucrul ăsta? Nu putem înțelege nimic, absolut nimic, pentru că noi nu ne putem imagina decât lucrurile care se încadrează în categoria lucrurilor logice. Dar miracolele nu sunt logice. Noi le numim miraculoase sau supranaturale, neobișnuite. Și nu știm să le explicăm, tocmai de aceea le numim așa. Învierea confirmă existența lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos. Apoi, învierea confirmă divinitatea lui Iisus Hristos. Pavel spunea că Mântuitorul a fost dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Dovedit cu autoritate că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Spuneți dumneavoastră, poate un om de pe fața pământului după ce moare să-l învieze sau să-l învieze altcineva? Sigur nu. Moartea e șef pe planeta Pământ. Moartea e șeful. De aceea toți ne speriem când ne îmbolnăvim. Pentru că de obicei îmbolnăvirea este un semn că e posibil să plecăm. Nimeni nu e confortabil cu ideea să moară. Dovada este că mergem la doctor. De-aia ne ducem la spital, că nu vrem să murim. Nu spun acum că este rău să facem asta. Vreau numai să pun în evidență realitatea. Autenticitatea profețiilor din Vechiul Testament, confirmată prin împlinirea învierii, demonstrează puterea lui Dumnezeu care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos și confirmă divinitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Altfel, un om în trupul acesta de carne nu putea să se ridice la cer. Dumneavoastră știți că Dumnezeu ne-a așezat în locul ăsta pe planeta Pământ și numai puțin mai sus nu mai putem respira. Numai puțin mai jos apa ne zdrobește, în timp ce sus explodăm. Să nu vorbesc numai de presiunea atmosferică, vorbesc de concentrația de oxigen, vorbesc de temperatură, vorbesc în general de mediul unde ne-a așezat Dumnezeu. Noi nu putem trăi în trupul ăsta decât aici. Mai scriu minunații ăștia că o să se mute pe Marte.
Mi-e teamă ca Marte să nu se numească altfel. Al treilea lucru, învierea confirmă justificarea păcătoșilor convertiți. Păcătoșii pot fi convertiți și încetează să mai fie păcătoși și sunt neconvertiți și continuă să rămână păcătoși. Dar sunt și păcătoși care la un moment dat se convertesc, adică se schimbă, își schimbă mentalitatea. Să credem în Dumnezeu la modul general, toți oamenii cred, dar de la a crede la modul general în Dumnezeu, până la a te apropia de Dumnezeu, a te subordona voinței Lui, a-L accepta pe Iisus să-ți ierte păcatele și a promite că ești loial și să-L urmezi restul vieții, e o diferență atât de mare încât aproape că nu mai ai nicio asemănare. Scriptura spune următoarele cuvinte. A fost dat la moarte din pricina fără de legilor noastre. Fără de legile oamenilor pot fi iertate pentru că Iisus a murit și a înviat. Toți oamenii de pe pământ dacă ar muri și ar învia, niciun păcat n-ar fi iertat. Dar când Iisus a murit și a înviat, păcatele oamenilor potențial au fost iertate, dar ele sunt activate prin credință personală și prin pocăință personală. De-abia atunci, mântuirea care e potențială pentru toți oamenii se activează în mod real și omul devine mântuit. Când Domnul a murit pe cruce, a murit ca reprezentant al nostru și noi am murit împreună cu El. Când El a înviat, a înviat ca reprezentant al nostru și noi am înviat împreună cu El. Când El s-a înălțat, s-a înălțat ca reprezentant al nostru și noi ne-am înălțat odată cu El. Iar noi astăzi, în Hristos, suntem în locurile cerești. În Hristos avem autoritatea să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Avem autoritatea să slujim pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor, în lumea aceasta, sub călăuzirea Duhului Sfânt, a darurilor Duhului Sfânt. Apoi, în al patrulea rând, învierea confirmă sfințirea credincioșilor născuți din nou. Credincioșii născuți din nou sunt sfințiți. Noi nu ne sfințim dacă ne lăsăm de țigări, ne numim nefumători. A fi sfinți nu înseamnă doar a nu mai fuma țigări. A fi sfânt înseamnă să scapi de păcatele trecutului în prezent și să nu mai faci păcate în viitor. De păcatele trecutului scăpăm prin mărturisire. De păcatele viitorului scăpăm prin înfrânare, prin autocontrol. Apoi, învierea confirmă autenticitatea vieții veșnice. Scriptura spune, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Ioan capitolul 14. Învierea Mântuitorului a confirmat că moartea nu este sfârșitul vieții. Este natural să ne temem de moarte, dar moartea nu-i sfârșitul vieții. Pentru că Iisus a continuat să trăiască după ce a murit, pentru că a înviat. Dar așa cum a înviat El, vom învia și noi în calitate de oameni credincioși lui Dumnezeu. Am citit undeva întâmplarea asta pe care m-am gândit că ar fi bine să vă spun. Se spune că prin 1899, aproape de anul 1900, în America au murit doi oameni celebri. Robert Ingersoll, care a fost politician, scriitor și orator în America și un apărător puternic al agnosticismului. A fost un om necredincios, dar un necredincios consacrat. Și celălalt este marele evanghelist Moody. În întâmplarea aceasta am citit faptul că la moartea subită, Ingersoll a plecat și familia a rămas într-o stare de șoc. Soția i-a ținut trupul neînsuflețit în casă pentru că nu s-a putut împăca cu ideea că el a murit până când a intrat în putrefacție. Cadavrul s-a descompus, a fost incinerat și scena aceasta de la crematoriu a fost atât de deprimantă pentru familie, pentru rude, pentru prieteni, încât a fost o adevărată tragedie pentru ei. Pur și simplu, nu l-a lăsat să plece. A fost o legătură emoțională atât de puternică, probabil că s-a întâmplat prematur și nu s-a putut obișnui cu gândul că pleacă. Dar nu ne putem opune
Noi suntem doar niște muritori. Însă de cealaltă parte, la moartea lui Moody, care a avut loc în același an, a fost o adevărată celebrare. Scrie în întâmplarea aceasta că Moody, fiind pe patul morții, a fost înconjurat de familie. Și la un moment dat a început să spună cu o față senină: pământul se retrage, pământul se deschide, îl văd pe Dumnezeu că mă cheamă. Fica lui Emma, care stătea lângă el, a început să se roage. A început să se roage lui Dumnezeu să nu-l ia, să-l aducă înapoi. Însă el a oprit-o și a spus-o: nu, Emma, nu te ruga pentru asta, Dumnezeu mă cheamă. Asta este ziua încoronării mele. Aștept cu nerăbdare ziua asta de mult timp și acum a venit. Te rog, lasă-mă să plec. Și a plecat. Pavel spunea: Dumnezeu a rânduit o zi când va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, și a dat tuturor oamenilor o dovadă incontestabilă. Dar care e dovada incontestabilă? Faptul că l-a înviat din morți. Faptul că s-a născut doar din mamă, fără tată. Și faptul că după ce a murit la 3 zile a înviat. Aceste evenimente supranaturale, nemai întâlnite, nemai pomenite, inexplicabile, se constituie într-o dovadă care ne atrage atenția și lui îi dă dreptul să fie ascultat. Învierea confirmă existența judecății viitoare. Tocmai am citit despre faptul că omul după ce moare nu se termină totul. De aici, primul loc în care se oprește este judecata a lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că Dumnezeu pentru un păcat a scos pe primii părinți din grădina Eden? Doar pentru un singur păcat. Dar știți cum s-a numit păcatul acela? Infidelitate. Putea să fie orice păcat se numea infidelitate. Lipsă de loialitate. Care soție de aici ar mai putea dormi liniștită noaptea într-o astfel de situație de infidelitate? Sau care soț? Infidelitatea este o mare nenorocire pentru oricine. Dar și pentru Dumnezeu a fost la fel. Și omul a trebuit să plătească. Vorbim ușor uneori. Ne jucăm cu deciziile. Ne simțim stăpâni pe situație. Dar asta vorbește că suntem relativ departe de Dumnezeu. Că dacă am fi mai aproape, ni s-ar face părul măciucă în vârful capului și ne-am teme, ne-ar fi frică, pentru că n-am uitat faptul că suntem doar niște muritori, candidați la moarte. Care sunt realitățile spirituale confirmate de înviere? Ce anume confirmă învierea? De ce este ea importantă? Care e puterea, autoritatea ei? Ce schimbă? Ce face ea? Învierea, am spus puțin mai devreme despre faptul că confirmă câteva lucruri și acum aș vrea să vorbesc despre biruința Domnului prin înviere. Învierea este importantă pentru că biruiește, pentru că are autoritate, pentru că anihilează. În cazul Domnului Iisus, învierea a anihilat moartea. Învierea șterge ce s-a întâmplat, ca și cum n-ar fi murit niciodată. Asemenea, celorlalte religii este și creștinismul. Sunt foarte mulți oameni astăzi care spun că religia creștină e una dintre religii. Și practic există un singur Dumnezeu la care se închină toți credincioșii religiilor de pe pământ. Însă asemănarea dintre toți întemeietorii de religii este faptul că toți au murit. Absolut toți întemeietorii de religii au murit. Unul singur însă a și înviat. Și cel care a înviat este întemeietorul creștinismului, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este asta o dovadă de superioritate, de autoritate? Se dovedește domnia și stăpânirea sa? Dacă cineva poate să învingă moartea, atunci acela trebuie să fie un stăpân al Universului. Cum n-am vrea noi să-i ținem pe cei dragi pe care moartea ne-a jumulit din suflet și din casă? Dar nu putem. Nu ni s-a dat dreptul acesta. Însă el are această autoritate. Toate religiile pământului
cu excepția creștinismului, falimentează la experiența morții. Prin faptul că nu au nicio soluție pentru moarte. Toate religiile de pe pământ oferă sugestii atâta timp cât omul trăiește. Dar ce oferă când moare omul? Atunci când moare nu oferă nimic. Când vorbim despre învierea lui Iisus, vorbim despre modelul învierii noastre. El, dacă îmi permiteți comparația aceasta, care e destul de tehnică, el este prototipul învierii. Să slăvit să-i fie numele. Credința în înviere s-a născut în fața mormântului gol. Pentru că ei au văzut mormântul gol, au capitulat și au acceptat miracolul învierii. Știți bine că ucenicii la început nu au crezut. Pentru că nu poți crede că cineva a înviat. Nu se întâmplă. Nici nu se naște cineva doar dintr-o fată. Nu se întâmplă. Dar odată s-a întâmplat. Și una și alta. Acolo este degetul lui Dumnezeu. Acolo este autoritatea lui Dumnezeu care se manifestă cu un scop precis. Înainte de înviere, ucenicii au fost chemați să fie mântuiți. După credință, au fost trimiși. N-au mai fost chemați. Au fost trimiși să slujească. Domnul le-a spus, veniți la mine. Dar după ce a murit, le-a spus, duceți-vă. Sesizați? Învierea face diferența între etapele vieții noastre creștine. Hristos l-a învins pe diavolul pe cruce. Cine poate să-l învingă pe diavolul? Aduceți-vă aminte ce spune Pavel în Coloseni 2:15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile. Asta este o figură de stil care vrea să spună că le-a făcut de rușine, le-a luat autoritatea. Nu poți să dezbraci un om mare, că ăsta se apără, dar pe un copil îl dezbraci ușor, că micuțul n-are putere să se împotrivească. Asta este ideea. Diavolul n-a avut putere să reziste. A fost dezbrăcat, făcut de rușine, i s-a luat autoritatea. A dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor prin cruce. A ieșit biruitor murind. Care om muritor poate să înțeleagă paradoxul acestei afirmații? A ieșit biruitor prin moarte. Păi când mori, ești înfrânt, nu biruitor. Hristos a învins moartea, nu doar pe diavolul. Pe diavolul l-a învins pe cruce. Moartea a învins-o prin înviere. Uitați ce spune 1 Corinteni 15:56. De fapt, textul acesta a fost citit de vreo 2 ore astăzi. Dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea. Dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. De asemenea, Hristos a învins păcatul și boala. De aceea noi credem în vindecarea miraculoasă și procedăm la ungerea cu un de lemn. Și de multe ori Dumnezeu ne ascultă rugăciunea și îi vindecă pe oameni. Scriptura spune, și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Iar cartea celebră a prorocului Isaia, capitolul 53:5, spune dramatic, el era străpuns pentru păcatele noastre. Dacă n-am fi avut noi păcate, el n-ar fi fost străpuns. Dar și-a asumat păcatele noastre și în locul nostru a fost străpuns. În sfârșit, cineva ne iubește cu o iubire fără limită. Orice iubire de pe pământ este limitată. Și dintre soț și soție, și dintre părinți și copii, și dintre ce vreți, e limitată. La un moment dat, nu mai poți. Pentru că omul e limitat, e o ființă fragilă. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care a căzut peste el ne dă pacea și prin rănile lui suntem tămăduiți. Observați investiția lui Dumnezeu? Și beneficiul nostru. Cum să nu te închini lui Dumnezeu când înțelegi realitatea asta? Cum să nu te simți îndatorat? Cum să nu te așezi la picioarele lui cu umilință? Cum să mai poți sta departe de el în neascultare și în păcat? Nu mai poți. De asemenea, Hristos a învins natura carnală a omului prin Duhul Sfânt. Vă aduceți aminte de celebru verset cu numărul 1 din Roman, capitolul 8?
După ce apostolul în capitolul 7 se plânge că știe, dar nu poate să facă ce știe. Știe că nu trebuie să mai păcătuiască, dar se simte atras de păcat. Mi-a să știți povestea asta, atracția aia irezistibilă. Zici că nu mai mănânci ciocolată și din nou tăbăr pe cutie. Zici că nu mai mănânci cârnați și slănină și zici că nu te mai duci, zici că nu mai deschizi televizorul. Pui ceasul să sune după 5 minute când intri pe Facebook și lasă-l să sune. Ce nu... Multe ne hotărâm noi să facem, dar nu avem putere să împlinim ce știm. Pavel se plânge în capitolul 7 de lipsa puterii și în capitolul 8 începe cu versetul 1 și spune: Duhul de viață prin Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Pentru natura carnală, cu adicțiile ei, cu dependența ei, cu dopamina ei, cu oxitocina ei, cu epinefrina, cu adrenalina și cu toată compoziția asta de păhărele cu substanțe chimice. Ei, toate acestea au fost învinse de Hristos prin Duhul Sfânt și prin Evanghelie. De aceea un creștin ar trebui să iasă de sub dependențe. Pornografie, adulter, jocuri de noroc, alcool, droguri, absolut orice domnie, orice dependență care s-a instalat în sistemul limbic din capul lui, ar trebui să îl poată învinge, pentru că nu îl învinge el, ci îl învinge Dumnezeu în el. El ne-a făcut liberi, a promis asta. Încă ceva, Hristos a împlinit legea, asta înseamnă dreptatea, știți cum? Prin moarte. Să nu credeți că am venit să strig legea, spunea Hristos. N-am venit să strig legea sau prorocii, am venit să împlinesc. El a împlinit legea în locul nostru. Vă aduceți aminte de compasiunea pe care a manifestat-o Iisus după înviere? Când întâlnindu-se cu anumite persoane le-a împlinit nevoile sau le-a dat anumite responsabilități? Se duce la Maria care plângea, dar știți de ce plângea? Plângea de dorul lui. Și o întreabă: de ce plângi? Asta nu a fost o întrebare din politețe, a fost o întrebare din milă, din dragoste, din compasiune. Aduceți-vă aminte că Ioan în capitolul 20 întreabă: pe cine cauți? Sau: aveți ceva de mâncare? Îi întreabă pe ucenici, pe malul Mării Galilei: Simone, mă iubești mai mult decât aceștia? Întotdeauna comparația e un lucru de care fug, pentru că comparația te expune. În absența comparației poți să te ascunzi, dar în prezența comparației nu mai poți să te ascunzi. Dacă pe mine m-ar întreba Domnul: mă iubești? Aș spune da. Și chiar dacă îl iubesc 0.1, tot aș avea dreptate că îl iubesc. Că nu m-a întrebat cât de mult, m-a întrebat dacă. Și eu îi spun da. Dacă mă întreabă cât, îi spun 0.1, dar nu mă întreabă. Dacă mă întreabă prin comparație, în seara asta vine la mine și spune așa: mă iubești mai mult decât toți oamenii ăștia prezenți aici? Dacă eu aș spune acum da, nu e așa că v-ați supărat pe mine? Și mintea dumneavoastră zice: bă, dar cine te crezi tu? Vedeți cât de complicată e întrebarea prin comparație? Și Domnul întreabă prin comparație. Și îl întreabă pe Petru: mă iubești mai mult decât aceștia 10 care sunt aici? Și știți ce spune Petru? Da. Dar nu a avut dreptate, n-a avut puterea să recunoască că nu îl iubește mai mult decât aceștia. Vedeți ce întrebare incomodă? Această întrebare verifică maturitatea noastră spirituală, angajamentul nostru, consacrarea noastră, că noi toți îl iubim pe Domnul, însă 0.1 și 99.1 este diferență. Mai pune încă o întrebare, mai țineți minte cui? Dacă eu vreau ca el să rămână până o să vin eu, ce-ți pasă ție? Și sunt mai multe întrebări pe care Domnul le pune. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să ne rămână timp pentru rugăciune. În încheiere vreau să mai spun faptul că valoarea credinței noastre atârnă de învierea lui Iisus Hristos. Moartea și învierea Domnului dau valoare creștinismului. Altfel, ar fi o religie ca toate altele. Ar fi asemenea unei filozofii care încearcă să promoveze morala, etica, să spună: nu fura, nu minți, fii fidel soției, soțului, ai milă, fii iubitor, iertător. Și filozofia promovează morala, etica. Celelalte religii promovează morala. Însă, dincolo de aspectul moral,
de ceea ce poate să facă omul prin ambiție, prin înfrânare. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos ne dă acces la puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin Scriptură. De aceea învierea este deschiderea unei uși înspre împărăția lui Dumnezeu. Valoarea credinței noastre atârnă de înviere. Și Pavel spunea, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Și el înșiră acolo, cred că vreo 6 argumente. E zadarnică predicarea voastră, n-are sens. E zadarnică credința voastră, e inutilă. E zadarnică evangelizarea, sunteți niște mincinoși, vorbiți de Iisus că a înviat în timp ce El nu a înviat. E zadarnic pentru că oamenii nu pot fi iertați de păcatele lor. În numele cui să fie iertați? În numele meu? Dar cine sunt eu să pot ierta păcatele oamenilor? Că eu nu pot, mine pot ierta pe ale mele. Oamenii credincioși de asemenea ar fi cei mai nenorociți dintre oameni dacă ar trăi doar pentru viața aceasta și nu ar exista înviere și viața de dincolo. În absența învierii, toate acestea nu au nicio valoare, absolut nicio valoare. Învierea lui Hristos este certitudinea vieții după moarte. Atunci când crezi că Iisus Hristos este Domnul tău personal, tu vei crede puternic că vei continua să trăiești după ce ai murit. De aceea moartea, deși e un mister și pentru că nu cunoaștem, ne teamă, nu neapărat că nu vrem să murim, nici că ne împotrivim să murim, dar pentru nimeni nu-i confortabilă moartea. Sigur, dacă treci printr-o suferință aprigă, intensă, suferința te dezlipește de viața de pe pământ, pentru că la un moment dat durerea devine insuportabilă. Eu am stat lângă bunica mea care a murit și am auzit-o spunând lucruri care m-au înspăimântat. Unul dintre ele este faptul că după ce am auzit-o de mii de ori spunând, Doamne, ia-mi viața, că mai bine să mor decât să trăiesc în condițiile astea de infirmitate, de handicap, mai bine să mor. Și când a simțit că moare, a început să se roage cu foarte multă pasiune, să-i mai dea Domnul zile. Frica de durere, de suferință, a fost învinsă de dorința să trăiască. Moartea nu este un lucru ușor, însă Dumnezeu știe să ne pregătească pe fiecare. Învierea lui Hristos este garanția învierii celui credincios. Și de asemenea, este modelul învierii noastre. Să ne întrebăm cum vom învia. Păi, cum nu știm să spunem cum a înviat Iisus, așa nu știm să spunem nici cum vom învia noi. Cum nu știm să explicăm logic cum a înviat Iisus, așa în natura asta nu o să știm logic să spunem cum vom învia noi. Dar nici nu mă interesează cum o să înviez. Ăsta e business-ul lui Dumnezeu. El e deștept și știe cum. El are autoritate, are resurse și știe cum. Eu mă rog Domnului numai să fiu acolo ca să mă poată învia, că dacă ajung în iad, de acolo nu mă scoate El. Nu, El nu scoate pe nimeni din iad. Cine vrea să se ducă acolo, acolo va rămâne. Cine nu vrea să se ducă acolo și se pocăiește și îl urmează pe Dumnezeu și crede în Iisus și în înviere, n-are cum să ajungă în iad. Chiar dacă la început are anumite slăbiciuni pe care încet încet le elimină prin ajutorul lui Dumnezeu și se maturizează odată cu trecerea anilor. Se maturizează nu doar ca individ, pentru că a te evalua ca individ e ușor, că te evaluezi pe tine în raport cu tine și asta e ușor. Dacă vreți să vă dau un termen de evaluare, atunci vă dau soțul sau soția. Sau un copil care nu prea ascultă. Și de-abia atunci o să vă dați seama dacă aveți capacitatea să răbdați când alții nu mai pot, dacă aveți capacitatea să iubiți când celălalt nu mai merită deloc, dacă aveți capacitatea să renunțați la nevoia de a fi validat sau confirmat, ci pur și simplu să se spună lucruri neadevărate despre tine și să nu te aperi, pentru că cel în fața căruia te-ai apăra, oricum n-are chef să te asculte. Și faptul că încerci demonstrează disperare și nevoia de a fi auzit. Hristos în viață ne-a iubit, în moarte ne-a salvat și în înviere ne-a răscumpărat. De aceea viitorul nostru este sigur.
Atunci când el a trăit, a manifestat foarte multă iubire. Atunci când a murit, a murit pentru noi și ne-a salvat, ne-a mântuit. Dar atunci când a înviat, ne-a răscumpărat. Și în locurile cerești, noi suntem în Iisus Hristos. Oamenii lui Dumnezeu, învierea nu este o slujbă bisericească. Învierea este o stare de bucurie, este o sărbătoare. Uneori avem în familie oameni care sărbătoresc ziua de naștere sau aniversarea în căsătorie și încercăm să facem mâncare mai bună, să creăm așa un cadru plăcut, cumpărăm un tort, cântăm ceva, facem o rugăciune, mulțumim lui Dumnezeu. Iată dar cum știm pentru noi să organizăm o sărbătoare, dar organizarea nu e religie, nu, sărbătorim pe cineva, nu e religie. Ei bine, astăzi, noi nu practicăm o religie aici, ci sărbătorim pe cineva, pe cel care a murit și a înviat. Deocamdată numai el a înviat. Binecuvântat să fie Domnul. Însă sunt câteva milioane de candidați. Și toți aceștia vor învia exact în felul în care a înviat el. Și moartea va fi sfidată și la urmă va fi aruncată și ea în locuința morților. Acesta este viitorul dumitale. De aceea te rog, manifestă mai multă responsabilitate pentru felul în care trăiești înaintea Domnului. Încearcă să ții mai mult gura. Oamenii probabil de maxim 20-50 de ori în viață greșesc că au tăcut. Dar de milioane de ori probabil greșesc că vorbesc. Greșesc că se enervează, greșesc că țipă. Toate astea ar trebui înfrânate. Avem la dispoziție maxim 80 de ani. Unii s-ar putea să nu avem harul acesta. De aceea trebuie să ne grăbim, că dacă doar am crezut în Iisus și faptele credinței nu există, atunci unde este dovada că a fost autentică mântuirea noastră? Dacă pui o oală de apă pe foc și bași degetul în apă și nu e caldă, o să te uiți la aragaz că sigur nu e pornit. Că dacă ar fi, apa aia s-ar încălzi. Învierea Domnului este glorioasă pentru că ne-a răscumpărat, aparținem Lui și când vom trece prin moarte, dacă nu vine răpirea, vom merge acasă. Acolo sunt milioanele de oameni care au plecat înainte de noi și va urma sărbătoarea, iar sărbătoarea asta nu se va termina niciodată. Știu că atunci când trec de o secundă peste, deja se activează pulsul și se mărește, la fiecare secundă mai crește, 70, 71, 72, 73, așa că vreau să nu vă stric seara. Oameni dragi, vă invit să ne rugăm, haideți să stăm în picioare, în rugăciunea asta să-L adorăm pe Hristos, că a acceptat să vină la noi, să ne închinăm în fața Lui, să-I spunem cuvinte de iubire, de mulțumire, de admirație și apoi să-L rugăm să ne păstreze credincioși și să ne ajute Dumnezeu să nu-L facem de rușine niciodată, să fim o imitație a Lui, să fim un martor al Lui în lumea asta atât de murdară. Să ne rugăm cu adunarea.